prin intermediul inspectoratului școlar. Dumneavoastră având obligația să completați anumite date privind stadiul autorizării. Deci, la momentul actual, mai avem înregistrate că funcționează fără autorizație 25 de grădinițe, 25 de școli și 12 licei. Repet, clădiri din unitățile de învățământ. Situația unităților de învățământ diferă puțin față de situația clădirilor, întrucât sunt înregistrate mai multe unități de învățământ în cadrul aceeași clădiri sau unitate de învățământ care are mai multe clădiri neautorizate. Am rugămintea către dumneavoastră, ca în acel centralizator, să precizați dumneavoastră care documentele aveți întocmite, ce lucrări mai sunt de realizat și eventual, dacă preconizați o dată la care puteți ajunge cu documentația să depuneți la sediul din Suprovazna pentru autorizare. Deci, de asemenea, prin modificările prevăzute la legea 307, termenul de obținere a autorizației de securitate la incendiu este de 30 septembrie 2017. Pentru cei care nu au depus nicio solicitare. După această dată se pot aplica sancțiuni pentru funcționare fără autorizație. Dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări în legătură cu acest aspect. Da.